Muntelul și prietenii săi, podcast, nu futilități! Hei, bună seara, suntem pe 103 cu 4 la Radio 7, suntem și video pe YouTube 13TV, sigla cu pisica neagră, cum spunea Lenin, subscribe, subscribe și iar subscribe. În seara asta stăm la vorbe cu domn profesor Arthur Suciu, lector la Facultatea din Suceava de Comunicare. Da, 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 da. Salut, așa, e, da. specialist în comunicare și publicist, scriitor. Da, cam așa ceva. Da. Îți spuneam înainte să intrăm în emisiune că voi, care sunteți în partea asta cu condeiul, nu mai aveți nicio scuză să vă plângeți de muzee în această perioadă. Puteți să extrageți povești din orice context social. Uh, puteți, da, mă, e o perioadă foarte plină de ex, ex, experiențe. Nu știu nu știu de unde aș putea să o iau muzele, din spitalele ATI, adică de. Asta e un problemă. Deci e destul de complicat. Nu aș spune muze, dar aș spune că e o situație, într-adevăr, care, pe care n-am mai trăit. Deci, cred, am trăit Revoluția, am trăit. Uh... Comunism. Comunismul? am trăit tranziția, am trăit, dar. Cred, cred, credeam că le-am trăit pe toate. Da. Uh... Și acum e ceva nou. Uh... Știi, te întreb în calitate de specialist în comunicare aici. cum spunea ea, Iliescu tot, spunea asta: comunicarea este lucrul Dracului. Uh, chiar înainte de pandemie, dar mai ales în pandemie, discursul public, și nu vorbesc doar de cel românesc, ci la nivel planetar, și cred că aici mă refer exact la Statele Unite, s-a radicalizat cumva, adică dintr-o dată se discută mai mult decât acum 10 ani, despre noul tip de comunism, despre extremă dreaptă și pă, nu mai e niciun loc de discuție la mijloc, toată lumea vine cu adevărul de acasă. Ție cum ți se pare? Că, sau de unde a pornit treaba asta? Eu cred că n-a pornit în timpul pandemiei. Pandemia doar a accelerat. Da, să zicem, mai înainte de Da, da mm -hmm. a pornit înainte. De pe vremea. Cel puțin Trump a accelerat-o de asemenea. Prezența da, lui. Trump, da, și Trump, într-adevăr, dar la Trump e un alt moment, după părerea mea. E un moment de, de ruptură. În ce, în ce sens? Că Trump reprezintă un soi de criză a Statelor Unite. Momentul în care. Statele Unite care controlau procesul de globalizare au avut o reacție antiglobalizare. A fost ceva paradoxal. Dar, după părerea mea, fenomenul e mai vechi și el a început, probabil, putem să-l plasăm și în anii 80 și în anii 90, dar, eu, după părerea mea, a început după atentatul asupra turnurilor. Gemene din New York, apoi americanii au intrat în Afganistan, și atunci s-a produs o schimbare, adică a apărut acel. acel necesitatea de control. de, a, de control, care a, a. acest control a crescut în timp. Controlul opiniei conduce inevitabil la, la radicalizare. Apoi au apărut reacții împotriva acestui tip de, de control. În plus, cred că o contribuție foarte mare a avut o apariție a rețelelor sociale online. Tot ce înseamnă uh, online-ul, dar și, în primul rând, Facebook uh, și celelalte rețele. Uh, este o teorie conform căreia uh, lucrurile în momentul de față stau în felul următor. Uh, se dezvoltă foarte tare tehnologia. Și în paralel cu asta, instituțiile de forță devin din ce în ce mai feudale. Mă nu știu, s-ar putea ca și tehnologia să, să aibă legătură cu instituțiile de forță. Păi iar, da, normal, da, că instituțiile da. de forță, acum vorbești de Facebook și de... Ai văzut în ce scandal sunt cu, cu algoritmii vieții? Da, 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 da. De ce cred eu că, că rețelele sociale online conduc la, la radicalizare? E pentru că aceste rețele sunt construite după un format comercial. Adică scopul lor e de a face reclamă. Că tu pui acolo conținut, scrii poezii sau mai știu eu ce, pui o, o melodie, nu faci decât să contribui la producția de conținut a rețelei. Dar rețeaua are un obiectiv comercial și toate opiniile sunt introduse în acest malaxor care are obiective comerciale. Ori Știm că ideile, ideologiile, opiniile nu sunt, nu ascultă de regula comerțului. Au un alt tip, un alt tip de regulă. Dar odată ce sunt introduse într-o astfel de rețea, ele își modifică funcția, structura, efectele, de fapt. Și atunci apar aceste efecte de radicalizare. Asta e un aspect. La al doilea rând, distribuția pe rețele e destul de diferită decât cea de pe mediile clasice. De exemplu, la un ziar, dacă vrei să evidențiezi o știre într-un ziar print, o pui pe prima pagină. Uh, și atunci ai o vizibilitate mult mai bună decât la o știre de pe pagina 5 sau 6. Dacă... No, fetele le aveau pe pagina stau bine. Stau bine, da. Uh, dacă pui, dacă, în schimb, pui o, 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 aceeași știre pe o rețea și știrea este o știre atractivă, deci care e, se șeruiește bine, atunci se viralizează. Se viralizează se se da atunci distribuția este mult, mult, mult mai mare. Și cumulat cu acest fenomen de uh, comercializare, comercializare ce înseamnă? Că uh, un, o idee e împărtășită de un anumit grup de oameni, e șeruită în interiorul grupului respectiv și se formează o bulă, o bulă, cum cu termenul... Când de care al... să devii victima propriilor tale opinii. Da. Și atunci se șirește se o știre într-o anumită bulă, bula respectivă se radicalizează, se izolează de celelalte bule, uh, și când se întâlnesc bulele între ele, ies, ies cântei. Deci e un fenomen destul de, de simplu. Uh, am început să observ o chestie. Îmi uh, petrec destul de mult timp printre oameni. În, dintre diferite generații. Am început să-mi dau seama uh, dacă persoana cu care vorbesc despre contextul, contextul social actual își ia o opinia de la televizor sau din alte surse. Da, da, deci am, am început să observ asta. Încă o observație care mă amuză cumva, eu am scăpat de televizor, dar câteodată mai ajung prin fața unui televizor. Cred că cu excepția lui Aleph News, cred, băi, la toate televizoarele cineva țipă la tine în permanență. A ajuns să fi certat, ceea ce creează un soi de nevroză. Uh, da, așa că asta e, deci de fapt sunt realmente toxice, mai ales televiziunile de știri, tocmai prin atitudine. Eu am observat, ieri am uitat la o televiziune de știri de la noi și am văzut primul breaking news cu, din viața mea cu un avion care zboară. Deci până acum breaking news-urile erau cu avioane care se prăbușesc. Hey, era avionul din care venea din Maroc și știrea era avionul este în zbor <laughs> și era și un desen cu, uh, cu avionul care așa yeah, yeah, ne arătat cum pleacă avionul și cum se îndreaptă spre spre București. Deci <laughs> e ceva pentru că trăim, de fapt, într-un regim de breaking news, trăim uh, și asta spune foarte multe lucruri. Noi am trăit. Eu știu cum e în redacții. Presiunea redacției este care breaking news-ul da. zilei? Trebuie să vii cu 3-4, 5. Da. Pe, uh, în anii 80 uh, și chiar în anii 90, uh, presa trăia din ceea ce se numește scup, adică din știri mondene, știri senzaționale. Ori, după părerea mea, tot după 2001, deci după acel atentat, s-a schimbat regimul presei. Deci trăim într-un regim de breaking news, trăim ca și cum ar fi război permanent. Și, și acest lucru modifică uh, atmosfera, pentru că pe timp de război nu mai contează știrile, așa zisele, știri obiective, da, neutre, să spunem așa, deși nu există nici obiectiv, nici neutru dar uh, contează foarte mult spectacolul știrilor, da. Și contează uh, ca oamenii să fie ținuți și, uh, aproape de, de acest univers al știrilor. De de știrilor. Da, și să pentru că ce e un breaking news? Un breaking news este o o, o știre pe care, pentru care trebuie să lași orice altceva deoparte ca să o asculți ceva care te privește ceva foarte important. Ori în acest regim de breaking news, noi trebuie să nu facem altceva decât să ne uităm la știri, pentru că toate știrile sunt breaking news, toate știrile sunt importante. Și perversitatea acestui tip de prezentare e că din 10 știri. Una poate să fie breaking news, adică... Și spui, de obicei nu a, e pe prima pagină. Da, sau... de obicei nu e, da, da, dar spui, da, asta nu e breaking, dar poate că următoarea e breaking news. Da. Dar spuneam că în, într-un astfel de regim, sau un astfel de regim se apropie foarte mult de sistemul mediatic din timpul războiului, când media nu mai are ca funcție principală informarea pop populației, ci... Este important să ridice moralul soldaților, să, ri, să ridice moralul populației. Deci, asta e scopul uh, pe timp de război. Uh, uh, e adevărat că noi nu suntem realmente în război, dar. Uh... Asta mă tot întreb de ceva vreme. jur. Băi, suntem sau nu suntem? Da. S-au schimbat. Uh... Dar dacă tu ești la televizor, zici că suntem în, în situație de război. Deci, dacă tu ești la televizor, zici că -i vine sfârșitul lumii. Da. Nu știu dacă acest aspect pe care l-ai subliniat tu asupra neseriozității breaking newsurilor care sunt o modă în presa internațională mainstream de ceva vreme, plus faptul că vine tehnologia din spate și s-a umplut YouTube-ul cel puțin de podcasturi foarte interesante și pe diverse domenii de activitate și niște, și a devenit YouTube pentru mine personal a devenit o sursă de informație foarte bună de informare pe orice domeniu. Ei bine, treaba asta a pus presa mainstream în oarește dificultate odată că una din greșelile pe care presa mainstream o tot face de ceva vreme este foarte părtinitoare. Nu prea mai ai dezbateri, fiecare vine cu adevărul de acasă și îl trântește de sticlă sau, mă rog, celelalte metode de comunicare în masă. În fine, ce voiam să spun este că am ajuns în momentul de față să mă uit la CNN și să mă scarpin în cap de grozăviile care se spun acolo, și ce să vezi, am ajuns să mă informez de cu totul alte știri care nu apar în presa mainstream de pe Telegram, care este o aplicație rusească. Băi, când am ajuns peste noapte în contextul acesta? Uh, cel mai probabil, pentru că ești un om deschis și de un om de radio, un om care lucrează cu media și oamenii care lucrează în media din experiența pe care o am și eu și am oarece experiență, nu neapărat în radio, deși am făcut și eu... Ne știm de la CTFM, FM, Nu radio, da. Uh, Acum câteva vieți. schimbă, am observat, jurnaliștii schimbă, se adaptează foarte repede la, la noile tehnologii. Și uh, uh, ceea ce ai descris tu uh, e un comportament de prosumă, deci e... Uh, comp mai degrabă de generația care acum are uh, 16-25 de ani. Ce spui tu? Uh -huh. uh, adică te comporți ca un, uh, ca un tânăr de, de 20 de ani în ceea ce privește consumul de, de media. Pentru că uh, acești noi consumatori de media. Sunt deopotrivă creator de conținut și consumator de conținut. Însă comportamentul lor referitor la consumul de media e destul de diferit decât al celor de 40 ceva de ani. În sensul că ei nu prea mai consumă presă mainstream. Asta e una dintre uh, schimbări. Uh, dar e o situație cu dus și întors, care are și beneficii, are și uh, uh, riscuri. Beneficiul este diversitatea de informație. Practic scap de cenzura presei mainstream, care este totdeauna dură. Presa, se știe, presa mainstream trebuie să transmită un anumit tip de informație publică. Deci asta e avantajul. Particip la o diversitate de expunere a punctelor de vedere, la mai multe informații, afli lucruri pe care altfel nu le-ai fi aflat în mod obișnuit dacă ai citit doar presa mainstream. Riscul vine din pierderea reperelor în legătură cu un orice. De pildă, dacă vrei să te informezi despre uh, activitatea echipei naționale de fotbal a României, Vai la dispoziție, să spunem, 3-4 ziare mainstream de sport, ziare de specialitate, ai, bineînțeles, campaniile pe care le fac chiar pe rețele online, FRF și toate instituțiile care sunt implicate. Grupuri și pe Facebook. Grupuri pe Facebook și așa mai departe, și ai. Podcasturi, site-uri de sport sau site-uri ale unor persoane pasionate de sport, o grămadă de opțiuni. Ei, atunci când ai un tip de de comportament prosumer, atunci tu nu mai, ai, nu, nu, mai, nu mai citești deloc presa mainstream, citești doar această presă alternativă. Și, uh, cu riscul de a intra în bula de care vorbeai mai devreme. Cu riscul de a intra în bulă și mai mult decât atât, cu riscul de a pierde orice criterii, pentru că chiar și cei care sunt împotriva sistemului și atunci când te poziționezi mediatic împotriva sistemului, te poziționezi împotriva presei mainstream, deci asta e poziția principală, trebuie să ai în vedere acest sistem. Trebuie să te raportezi la el, da. Prin urmare, trebuie să știi ce face. Da. Ori a transforma presa mainstream în ceva care nu există, sau în ceva care a devenit o presă, printre altele, e un fenomen care e îngrijorător din punctul meu de vedere. Adică pierderea oricăror repere privind raportarea la sistem. Da. Și mai e ceva foarte important. Atunci când interpretăm informațiile, știrile, noi avem în vedere întregul din care o o știre, o informație a fost luată. Noi nu putem să înțelegem o știre dacă nu înțelegem contextul mai larg din care știrea face parte. Ori această lectură pe spații mici, gen podcast, site-uri, bloguri, dacă nu e completată cu o lectură pe zona mainstream, uh, te împiedică să ajungi la acest întreg, să înțelegi contextul mai, uh, mai larg din care face parte o știre. Și atunci uh, poți, cum să spun eu, nu mai aveți pădurea din cauza copacilor și ești foarte ușor de manipulat. Evident, ceea ce spuneai tu, adinauri era uh, partea Bună a lucrurilor, uh -huh. această diversitate de, de uh -huh. opțiuni de uh -huh. lectură. Da. Dar există, după părerea mea, și reversul medale ca în orice lucru. da dar... aici na, ține și de filtru personal. de a -ți, Da, nu e cazul știri. tău, care ai experiență multă în media și poți să disceani imediat. Știu exact ce spui, pentru că am adesea discuții cu mama pe tot soiul de... de trebuie. Adică, hai să nu dau vreun exemplu din contextul actual, dar mi-aduc aminte că acum... Ai mai stau la țară undeva pe lângă București și m-a sunat maica mea să-mi spună că au zis ăștia la televizor că o să fie cu tremur și ca să stau câteva zile acolo. Zic, unde te-ai uitat, mă? La Dan Diaconescu, bineînțeles. Adică știu cum funcționează și în partea aia Și ce am zis că am reușit să disting de unde își fac oamenii, de unde își fac bulele în care aparțin fiecare. Vreau să mai fac o adăugire aici. Apropo de contextul actual, ce să vezi de când nu mai e Trump, audiența lui CNN s-a dus în cap și să duce în cap din ce în ce mai tare. Am înțeles că abia mai ating un milion de oameni, ceea ce în state este foarte, este foarte complicat să ai sub un foarte milion. Jos, da. Uh, versus uh, tot soiul de podcasturi care aduc milioane sau cel puțin jumătate de milion de oameni este, este asigurat acolo, știi? Și atunci te întreb, băi, ce mai e mainstream la așa zisă presă mainstream? Mainstream este online-ul. Deci, uh... Online-ul, e, care e mediul nou de comunicare dominant, înghite, e un mediu care înghite tot. Înghite televiziune, înghite radio, înghite presă, înghite orice. Și, de asemenea, generează noi forme de comunicare. Radio nu mai e radio, ca odată a ajuns pe, pe internet. Televiziunea, când a ajuns, dacă ne uităm la televiziunea de internet, vedem că e o, o televiziune mutată în bucătărie. Adică e cu totul altceva decât uh, televiziunea clasică din anii 80-90. Râd pentru că de când am început emisiunea, pur e filtrul ăla de cafea și nu se mai face cafea odată, că suntem jumate studio, jumate bucătării. Eu am un uh, exemplu preferat uh, a to a toboșarii da, din formațiile trupele de rock deci trup, e dacă e CDC, aveau uh, niște boxe imense da, toboșarul avea un întreg spectacol al... al Strică, okay. Da. Trei spectacol Așa al, e la Rachel să distruge. Al, al bătutului la Tobe. Mm -hmm. aici, asta făcea parte, era și din, făcea parte din brandul ACDC, da, Tobele. Ori acum, de exemplu, o trupă cum e Warhaus o trupă belgiană, trupa de mai degrabă de studio, deși și ei fac concerte. Ceva mai indie, cred că, par Da, ceva mm -hmm. mai indie, da. Și care au niște boxe astea electronice pe care le bagă la computer, cu trei tobe, cu niște bețișoare mici, dar care fac zgomul la fel de mare ca boxele mm -hmm. ECDC. Deci, deci, un alt cu totul Plastic Beats. Da, cu mm -hmm. totul alt regim. Și al sunetului, sunetul e de fapt mult mai bun decât uh, sunetul acelor boxe ACDC. Uh, e un alt regim în care funcționează lucrurile, și așa funcționează internetul. Adică totul se transformă, și atunci, uh, în mod evident, se va transforma și mainstream-ul. Pentru că mainstream-ul era. Era un. Ține de un anumit sistem mai vechi. Îți dai a... seama că noi vorbim aici în calitate de ultimele bastioane ale generației analog. Da, da, da. Da, și. -te, eu te am zis odată că viața nu e digitală, e analogică, dar. Putem discuta și despre asta. Acel mainstream a fost format într-un sistem postbelic care avea. În centru, televiziunea, apoi radio și presa scrisă, care aveau o relație între ele. Uh, Mi-aduc aminte când lucram în presa scrisă la începutul anilor 2000, uh, presa scrisă influența producția de știri a televiziunilor. Adică, televiziunile erau sensibile, dimineața apăreau ziarele și apăreau ziarele. seara mm -hmm. erau uh, la. Această, și asta înseamnă mainstream-ul, adică câteva televiziuni plus câteva radiori plus câteva ziare. Ori, când toate sunt tin să se integreze pe online și producția de online este uh, modificată și uh, această. Uh, Faptul că să faci o emisiune de televiziune acum nu mai implică costuri colos, colosale. Poți să le faci foarte, foarte ieftin, iar oamenii s-au învățat să vadă emisiuni ieftine, adică nu cu costuri exorbitante. Da, de pildă investiția într-un echipament pentru un podcast, undeva la în jur de 1000 de euro poți să iei ceva foarte decent. Camere, sunet, microfoane... Da, da stative de microfon și așa mai departe. Da, în condițiile astea producția e mult mai mare și atunci, în mod evident, și evoluția mediului, și costurile, și toate aceste elemente distrug mainstream-ul clasic care era al mass media și probabil că se va construi altceva. După părerea mea, niciodată în istorie nu a existat uh, o un vid în zona mainstream. Deci, în mod sigur, se construiește ceva nou. Nu există Uh... Știi, vorbei de ACDC mai devreme. Băi, eu cred că de 10 ani n-am mai auzit o trupă nouă rock de așa amvergură, știi? Cred că. Adică, se duce nu numai în zona de. de mă rog, acum și rock, rock and roll este tot în zona de media, deci e corect ce spun. Uh, nu, nu mai ai un vârf la care să te raportezi. Băi, uite. O, un vârf în zona de rock. Da, în zona de rock. Adică, lumea tot la ACDC se duce. Înțelegi? Da, rock a mai slăbit. Am văzut că... Poate avem atracția asta că te analog totuși, știi, în, în firea noastră. Au început să se revândă vinilurile, băi. Nu? Da, da. Cum să spun eu? Eu încerc să ascult muzică și muzică mai nouă, adică încerc să cât de cât, așa, să rămân ancorat. Nu neapărat în realitate sau să fiu prezent sau să trăiesc în prezent, dar să văd cam ce se întâmplă în lumea în care trăiesc eu. E foarte important că tot pop culture-ul ăsta are și el niște direcții ale lui foarte bine stabilite, că toată mi se pare că funcționează pe agende, însă ce am putut să observ este că a devenit poate mai mult decât în anii tercuți, mult mai depresiv. Da, da, e, e mult, păi da, și acest minimalism arată de fapt, o orientare. Nu e uh, nimic expansiv, totul e retras, totul e efeminat, aș spune chiar. În, uh, și am observat, de pildă, trupe pe care, lucruri pe care nu le vedea eu cu 30 de ani. Trupe conduse de femei în care femeia joacă un rol de stăpână a casei, conjurată de 3-4 băieți firavi, care uh, o acompaniează. o Nu era, era genul de trupă pe care o vedeai uh, cu 30 de ani, în care era o dominație masculină clară. Uh, ce trupe aveau uh, soliste femei? Era. Litafor, Doropeș, Runaways, John John Doropeș, da. da. da, da. da. da mi erau. Da, da, dar nu erau, erau foarte mult. Nu erau da. foarte multe, da. De asta le știe toată lumea. Care da, 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 de asta le știe toată lumea. Pe de altă parte, mă uitam, apropo, de, de noile mijloace de comunicare, am văzut o știre foarte interesantă. Într-o primă fază în strâmbat din nas, pe am dat seama ce mare șmecherie fac totuși. Există acest TikTok. Fimea asta pe, are 15 ani, face 16 acum, asta, în timpul, are un moment pe zi, jumătate de oră, o oră, habar n cât, în care stă pe TikTok pe domeniile ei de interes. TikTok-ul este chinezesc. Ei bine, în China, dacă ai până în 18 ani și folosești TikTok, nu poți să-l folosești mai mult de două ore pe zi, ți se întrerupe automat, iar chinezii au grijă să-ți în feed, în feed-ul noii generații, tot soiul de filmulețe despre tehnologie. Ce? Care, sunt educative. Care sunt educative și care cumva, da, educă o generație. Pentru că, da, dacă vrei o generație bună în viitor, trebuie să investești cumva în ea. Și au găsit această metodă. Și, pe urmă, mi a zis, ce ne-ai, mamă, stai să interzici la copii TikTok-ul? Pe urmă, am zis, bă, stai că mai, mai sănătos un pic. Că nu e ok la vârsta aia să-ți consum totuși atât de mult timp pe internet și am văzut și niște, cel puțin pe TikTok, am văzut niște grozăvide, m-am scărpinat în molele capul, încă la vârsta a mea mai fac exerciții de astea. De... Dar mi s-a părut o, 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 cum să spun, o propunere, nu o propunere, o, o lege dată din partea statului care spre diferență de România, eu știu, o platitudine că spun asta, băi, are o viziune pe viitor. Da. Uh... Cu aceste rețele e foarte important uh, cum te joci cu ele, deci asta e esențial. Mulți cred că Facebook-ul sau online-ul, că sunt mulți care confundă online-ul cu Facebook-ul. Au citit mai de mult un sondaj de opinie făcut în Statele Unite uh, și un procent mare de americani credeau că internetul și Facebook-ul sunt uh, unul și același lucru ceea ce spune foarte multe despre impactul rețelei. La mulți cred că rețeaua e pur orizontală, adică e făcută din utilizatori. Ori rețeaua nu e făcută doar din utilizatori, e făcută și din cei care uh, setează, formatează mediul ca atare. Adică din compania care a, a care aparține rețeaua și care are posibilitatea de a interveni, de a interveni în formatarea mediului ca atare. Adică ei pot să, te, pot să interzică accesul, pot să acorde accesul, pot să modifice regulile pe parcurs, etc. Dar, pe lângă, pe lângă asta, poate exista o intervenție din partea statului, a autorității în general, a statului național. După cum știi, în Statele Unite nu există. Există foarte multe discuții, inclusiv discuția dacă aceste rețele sunt medii de comunicare sau sunt tehnologii, pentru că ele sunt incluse la capitolul tehnologii, ele nu se subordonează legilor presei din Statele Unite. Și asta e o altă discuție. Deci asta e o discuție. Apoi, referitor la diversele reguli pe care, inclusiv de cenzură, pe care le adoptă o companie privată. O să ajungem și aici. Da, asta e altă um... problemă. Etc. Ideea e că Statul american nu, nu intervine, cel puțin deocamdată, în reglementare. Cred că Trump îl interzisese să sau... Da, Voia să intervină. În timp ce chinezii intervin mult mai. statul chinez fiind un stat uh, autoritarist, uh, deciziile se iau mult mai ușor, mult mai repede. Au într-adevăr o politică referitoare la educația copiilor, cum spuneai. Și intervin mult mai repede, dar există și reversul asta. Adică, reversul e că controlul asupra informației este foarte mare la chinezi. Aici voiam să ajungem și încep să cred că nu numai la chinezi. Nu numai la chinezi. Păi, avem în ultimii ani și această situație. Avem aceste platforme de socializare, Twitter, Facebook și așa mai departe și ne confruntăm cu un tip de cenzură. Eu, personal, sunt atât de vechi pe planeta asta încât consider că este mai sănătos să îngurgitez toate tâmpenile de pe planetă decât să le cenzurez. Odată că mi se va întoarce împotrivă într-o zi, doi la mână, cred că Statele Unite a devenit una din cele mai mari puteri de pe planeta asta, și pentru că a avut acest prim amendament, uh, libertatea de expresie. Uh, și sunt și un mare fan al lui, cum îl cheamăm ăsta, de avut... Uh, uh, Hustler, zi. Playboy. Nu, Hasler. Uh, revista Hassler. Revista Hustler. Uh, Larry Flint. Larry Flint, da. da cum să spun? Mi-a plăcut Larry Flint cum a mers până în pânzele albe pentru o idee. Și filmul ăla probabil acum urmează să fie interzis. E, și am ajuns în situația în care uh, aceste companii își permit să interzică până și discursul președintelui american. Înțelegi? Uh, eu cred că ar fi foarte sănătos ca statele, uh, fiecare pe, de, de, pe, pe teritoriul lui, să legifereze cumva treaba asta și să n-ai voie să faci treaba aia în țara respectivă. Cum ar fi să interzici? Dreptul la opinie este dreptul la opinie al fiecăruia și uh, știu cazuri în Anglia, de pildă, când cineva, da, o, cred că profesor universitar ceva, a făcut o glumă, băi, o glumă despre transexuali și s-a trezit cu poliția la ușă și cu, 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 cum îi spune, cu o atenționare care presupunea yeah. și o amendă că aveți grijă că hate speech și așa mai departe. Băi, stați un pic! Da, și eu sunt de acord cu tine și eu am crescut în același spirit. Mai ales că noi am trecut și prin, poate nu mult, dar și printr-o bucată de comunism în care libertatea de exprimare era drastic limitată și că am știm care e treaba. Adică știm unde duc lucrurile astea. Deci știm unde duce cenzura care la început se insinuează așa subtil și devine din ce în ce mai dură este în același timp și o problemă de, comun, de mediu de comunicare pentru că acest revin la ideile mele cu mediu de comunicare acest nou tip de mediu a produs o revoluție în comunicare adică, cred că a, și în comportamentul nostru și, la nivel și a generat modificări în saburi, comportament da. Adică era, pe vremea când televiziunea era la putere, un un tel, telespectator, ca să aibă un feedback, trebuia să scrie o scrisoric la căsuța redacției. Da. Sau, dacă era cineva mai special, putea să sune, să dea un telefon. Da. Dacă mm. ți-aduce aminte, când Traian Băsescu suna, suna de la Cotroceni, când era președinte, direct, da. să intre în direct, ceea ce... Erau destul de ciudat. Dar acest mediu nou permite practic oricărei persoane să devină o sursă de comunicare, practic o media. Atunci când o persoană își face un cont de Facebook, el devine un, un mediu de comunicare publică. Pentru că chiar dacă sursa e privată, comunicarea e publică. Și uh, uh, întrebarea e... În aceste condiții, ce anume trebuie să reglementăm? Trebuie să reglementăm uh, mediul în ansamblu, Facebook un ansamblu, ca, ca rețea, trebuie să reglementăm comportamentul utilizatorilor, a celor care sunt în rețea, etc. Deci sunt uh, problema, ai, de fapt, mult mai complicată în ceea ce privește cen uh, cenzura. Acum, uh, această cenzură nu e una care privește aspecte generale, cum e de pildă reglementarea activității televiziunii, care e făcută de BBC la început, adică să nu se depășească un nivel de vulgaritate, să nu, se, să nu se transmită emisiuni care să afecteze copiii. Sunt câteva elemente. S-au schimbat mult lucrurile, Da. Între timp. Deci acestea sunt niște reguli generale. Ori de la reguli generale s-a ajuns la niște. la un tip de cenzură insidioasă, bazată pe o ideologie foarte. cum să spun. Măi, nu se pedețește delictul de opinie, asta mă, mi se pare. Și la nivel de partid am văzut, și la nivel de, de comunicare, delictul de opinie, pur și simplu nu mai poți să ai altă opinie. Da, că, da pentru că s-a ajuns în, ca o, un tip de ideologie să funcționeze ca ideologie dominantă. Și atunci acea ideologie e luată drept structură adevărului. E luată ca bază pentru orice afirmație. Ca să faci o afirmație, trebuie să găsești un loc în ochiurile pe care le lasă libere ideologia. Dacă nu te integrezi în această structură, da, practic te situezi în afara discursului legitim. Și atunci cenzura intervine automat. A, e o ceva automat. O particularitate pe care am văzut-o, ce-ți spuneam mai devreme, mă, deja mă repet, că știu de unde și-au oamenii sursele de informație, constant, mai lumea a început să... Nu să... vreau să spun să gândească, sunt rău acum, dar să, să vadă contextul și situațiile și să pună doar ștampile. A început să gândească în termen de ștampile. Ceea ce mi se pare foarte păgubos și în momentul în care întâlnesc pe cineva care este... Eu pot să înțeleg că realitatea asta pe care o încasăm zilnic la nivel informațional este mult prea mult. Și atunci, ca să înțelegi din cât ceva ce se întâmplă, trebuie să o împarți pe borcănașe. Nu cred că este sănătos să mergi în paradigma asta până la capăt, pentru că îți scapă contexte dacă chiar te interesează adevărul despre o situație sau alta, îți scapă o grămadă de contexte. E, și am mai observat că lumea, în momentul în care nu intri într-un borcan sau în altul, se sperie, se bagă în spate. Da, asta e, de fapt, ceea ce se întâmplă. Eu. O... Aici e o discuție, și. Dacă îmi permiți filozofică, legată de limbaj. E o filozofie postmodernistă care a, care a funcționat până acum, care susține o pluralitate de limbaje. Adică fiecare e liber să-și aleagă propriul său limbaj, propria sa paradigmă discursivă din interiorul căreia vorbește. Și există o paradigmă pe care aș putea să o numesc iluministă, care uh, susține că există un adevăr. Nu există o, mai multe paradigme, A trebuit să existe o singură paradigmă, care este adevărul. Ori, după părerea mea, discuția a în început după al doilea război mondial, poate fi extinsă, dusă și mai în spate, în secolul al XIX, dar ce, ce este important, după părerea mea? E greu de decis cel puțin pentru interesele publice, pentru dezbaterea publică, ce mai bine să lași o libertate totală a oamenilor să-și aleagă propria lor poveste sau să pretinzi uh, adevărul. Pentru că, după cum știi, ne confruntăm și cu acest fenomen al fake news-ului, care uh, e un fenomen de falsificare, dacă să zicem așa, al știrilor. Și deci nevoia de adevăr există. Există ceva Adevărat, în nevoia de adevăr, da? Deci, și după părerea mea, atitudinea ar trebui să fie una contextualistă. Există momente când trebuie să accepti această toleranță față, ori, față de orice tip de limbaj, de orice tip de opinie. După cum există momente în care trebuie să ții foarte mult la adevăr. Trebuie să dai întâietate adevărului. Asta ține de un, de, o, de inteligență, dacă vrei. De capacitatea fiecăruia de a fi uh, oportun într-o situație sau altă. După părerea mea, nu se poate decide în privința asta, cel puțin în momentul de față. Dar dacă suntem destul de abili, putem să ne plasăm uh, într-o parte sau alta în funcție de context. De asta eu sunt mai mult așa contextualist, dacă pot să zic așa. Și, și eu am aceeași treabă, sunt foarte atent la context și contextul actual care mi se pare absolut hilar, cum să spun, hilar vis-a-vis -vis de ce am trăit în, hai să zicem, cel puțin în adolescența mea, dacă nu toată viața, s-a ajuns în momentul de față ca conservatorii, oamenii de tip mai conservatori. Să apeleze mult mai des la ceea ce presupune libertatea de expresie vis-a-vis uh, -vis de, de progresiști. Până acum nu era așa. Da, era fix invers. Era fix invers. Da, eu cred că noi ne-am obișnuit deja cu aceste. inversuri. Adică parcă Sorsoclepsidra, da. Eu mi-aduc aminte că, de pildă, la sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, când mai scriam prin presă și îmi făcea așa o plăcere deosebită să critic biserica ortodoxă română, dar era, e ca și cum vorbeai, ca și cum fluiera în biserică, pentru că exista o elită intelectuală conservatoare pro-creștină care, să spun așa, doar ea avea dreptul să critique biserică. Da. Era așa o vagă interdicție. Da, am înțeles. Știu vorbi... exact ce spui. Da. Ori... Și ce s-a ajuns? Și eu, în momentul acela, să zicem, eram așa un fel de postmodernist ateu, progresist în ceea ce scriam în presă. Acum, când văd că biserica e practic, ce să zic, nu am spune că nu e criticabilă, dar a, în orice caz a pierdut foarte mult teren și este foarte criticată, Tendința din potrivă, am tendința a de a... mai mult teren decât pe vremurile Ceaușescu. Da, teren. da, mult mai mult teren. Așa, am o tendință de a lua apăra... apărarea bisericii. Din, din, probabil, din aceleași considerete pentru care acum 15 ani o, o atacam. Deci, s-a ajuns practic la o inversare totală a lucrurilor. La o inversare totală a lucrurilor. Uh, uh, și asta de fapt de aici am așa am ajuns eu la opțiunea asta contextualistă, pentru că mi-am dat seama că istoria se schimbă. Și că te poți trezi peste noapte, tu susții o o ideologie până la Dumnezeu și peste 10 ani se schimbă, deci ești Pasibil de închisoare pentru că ai uh, susținut o ideologie contrară. Deci, asta nu înseamnă neapărat să fii oportunist, nu înseamnă neapărat să fii oportunist. Dar eu mi-aduc aminte de un roman al lui Philip Ros, Pata Umană, și acolo e un personaj foarte interesant. E și film făcut. Joacă Anthony Hopkins în rolul personajului despre care vreau să vorbesc. Despre ce e vorba? E vorba despre un evreu de culoare din America care avea ambiții mai mari, voia să ajungă profesor de limbi clasice, cred. Și în contextul anilor 50, 40, 50 din Statele Unite, era foarte dificil pentru că, după cum știi, oamenii de culoare în Statele Unite erau... aveau drepturi foarte... Facili. Restrânse. Da. Restrânse. Mm -hmm. Orice a făcut. El, fiind destul de alb, a cercat să mintă, să zică că e alb. Până la urmă reușit să ajungă profesor. Au trecut ani și la începutul anilor 90, pe când era în pragul pensionării, a spus la un curs uh, despre un student care nu fusese, sau o studentă care nu fusese la cursuri, a întrebat dacă, e, e, dacă studenta există sau e doar o umbră. Ori cuvântul umbră era un termen considerat un termen peiorativ de discriminare rasială. El s-a -a făcut ședințe după regula corectitudinii politice și uh, urma să fie sancționat. El nu a acceptat să fie sancționat, dar așa dat demisia din uh, funcția de profesor înainte de pensie. Ideea care A fost cancelled. A fost cancelled, da. A fost cancelled. Ideea care e că l-a prins la un moment dat istoria din urmă. Adică dacă în anii 50 el uh, ar fi susținut că e negru, în anii 90 ar fi fost un erou. Uh, cum el a vrut să fie alb în anii 50, da, da, am nu mai putea ieroria, să susțină da, da, că e negru în anii 90. Deci, aceeași, practic, și uh, deja avem două exemple. Pentru că povestea e destul de apropiată de realitate de cum s-au întâmplat lucrurile în Statele Unite și așa, așa s-au întâmplat și la noi. Deci așa s-au întâmplat și la noi. Eu văd lucrurile astea că ca, ca s-a ajuns aici cumva din secolul trecut. Am avut cele două războaie mondiale, da? iar după cele două războaie mondiale se pare că jumătate din populația planetei avea până în 25 de ani. Ceea ce a dus la generația aia de Beatnici, anii 50, James Dean, uh, cu, cu mindset-ul ăsta de viață care, dacă mă întrebi, oricât de uh, cuceritor este, este un mind-fac acolo, adică nu mai avem nicio regulă, mergem până în pânzele albe cu orice. Nu e chiar așa. E, uh, ceea ce a dus la generația 60. Woodstock, Flower, Power, o grămadă de chestii progresiste, de politici progresiste s-au pus atunci pentru prima oară pe tapet. Atunci a început tot. A atunci a început treaba și s-a și sfârșit prost anii 60 sau sfârșit prost cu Charles Manson, adică <grijință> uh, ipocrizia generației hippie și-a -a, și luat-o de, de nasol. În fine. Ei, hey, uh, genul ăsta de politici progresiste au intrat în mediul universitar uh, în Statele Unite și cred că, mă rog, și în Europa mai civilizată, undeva prin anii 90. Iar ușor, ușor au crescut. Dacă mă întreb, în momentul de față s-a ajuns la niște aberații, vorbind totuși de niște minorități până la urmă, așa, care vin exact cu ceea ce vorbeam mai devreme, adevărul de acasă, nicio dezbatere și te iau și la poșete dacă mai strâmba din nas peste noapte eu în calitate de alb heterosexual aflu că sunt vinovat de o grămadă de chestii că strămoșii mei nu știu ce au făcut că pă, sunt anti-gay, nu sunt antighei, dar La... mă mai pufnește râsul, pot să mă mai pufnească râsul din când în când da. că ce... sunt rasist Adică, cum să spun, am cunoscut oameni care, doar pentru faptul că instinctul le-a spus să treacă pe de vis-a-vis -vis, când trecea cineva mai colorat pe stradă, s-au întrebat, bă, dar nu-i fi rasist? Nu, ne un instinct de conservare acolo, totuși. S-a ajuns în situațiile astea în care toată lumea este isterică pe subiect. Mie mi se pare amuzant, Și fapt. Ce fapt. Ce mă da. puțin, ce voiam să te întreb este în mediul universitar unde ești tu s-a ajuns la, la, la genul ăsta de discurs? La impunerea corectitudinii politice da. peste tot? Mm -hmm. Nu aș spune că resimt o presiune de asta. Există mai degrabă o... o se simt ceva în relația cu studenții. Pentru că noile generații sunt foarte sensibile la astfel de subiecte. Ei deja au interiorizat ceea ce pentru noi uh, uh, a însemnat, uh, să spunem, o soi de premieră la un moment dat pe parcursul vieții. Ei au preluat aceste lucruri uh, încă de mici și sunt obișnuiți cu ele. Și uh, sunt, a, sunt surprinși ori de câte ori uh, aud un discurs uh, mai uh, dur, ca să zic, uh -huh. mai conservator, mai. Uh, dar ceea ce. Și, dar eu personal n-aș putea spune, nu, nici nu pot să. nici nu sunt un exemplu de reprezentativ pentru sistemul educațional românesc, ca să mă exprim foarte limpede. Uh, dar mi se pare amuzant. La noi, de exemplu, pentru că în Statele Unite se dărâm statui, și s-a ajuns la aberația de a-l da jos și pe Kant, care nu avea nicio treabă cu uh, acest. nu era în niciun caz un, un stăpân de sclavi Kant. Uh, la noi, din potrivă, la noi se pun statui. Se, uh, și foarte recent, dacă ți aduce aminte, la, la Sibiu a fost postată o statuie a lui Bruchenthal, care era, mă rog, un om de cultură. Are, și muzeul îi poartă numele. Muzeul nu. care poartă numele, dar în orice caz. Era pentru noi români, deci dacă noi discutăm mutatis mutandis, cine, nu știu ce cine era Bruchenthal? <laughs> păi, era. A Asupritorul, ca să spun păi așa. Și în Germania undeva are, da? apăr are apărut o statuie a lui Lenin în nu știu ce oraș. Da, dar acolo e altceva. Deci e un alt tip de modificare care are legătură evident cu, cu acest context al schimbărilor pentru că evident noua ideologie are o dimensiune de stânga, adică e stângistă. Dar asta vreau să spun, la noi lucrurile sunt oarecum invers. De ce? Pentru că noi avem un tip de autocolonizare. Noi suntem, vrem să fim europeni. Noi ne place străinul, occidentalul, pe care îl considerăm superior. Asta e o. Noi, de fapt, dacă o luăm, să o luăm așa, în sensul cel mai strict, nu prea avem nicio legătură cu ceea ce se întâmplă în Statele Unite. Noi suntem invers, de fapt. Noi suntem fix invers. Atâta doar că de când cu globalizarea, ce se întâmplă acolo, în maxim un an de zile ajunge și aici. Nu, a ajuns de mulți ani și la noi și s-a impus în diverse medii de, de sociale, dar Asta, adică discuția la noi e mult mai complicată, pentru că noi suntem o țară periferică, noi oricum nu avem o experiență istorică cu afroamericani, pentru că nu am fost o țară uh, care să fi fost avut colonii sau... Uh. Din potrivă, noi am fost o țară colonizată, permanent, de turci, de ori, oricine alte ruși de așa mai departe. Deci la noi altfel se pun lucrurile. Altfel nu avem alt... conștiința de imperiu, zici. Nu, nici nu avem cum să avem. Mm. Dar nu avem, nu avem o altă istorie și o altă, ar trebui să avem o altă raportare la istorie. Ori noi nu ne comportăm ca și cum am fi niște afroamericani. Cum, cum la limită suntem. Nu spun că la, suntem în totalitate, dar suntem. Adică nu am avut același Tip de colonizare dură, ah, cum au avut înțele. afro americani mm, da, da, da. Deci, noi ne comportăm ca o. Vrem să fim ca o țară colonizatoare, deci ca una dintre marile țări occidentale. Noi nu ne raportăm la bulgari, la unguri, la polonezi, care ne se par prea mici. Noi vrem să fim ca Franța, noi vrem să fim ca Germania. Asta e, de fapt, toată retorica din România care funcționează. Și atunci, noi nu avem cum să dăm jos statui ale colonizatorilor. Noi le punem, noi le construim. Noi abia le construim de vreo câțiva ani. Deci e cu totul altă... Alt context. Alt context și altă logică. Da, da. da, nu, mă gândeam totuși pentru că la cum arată planeta acum și globalizarea și lumea din ce în ce mai mică, contextul pare să se generalizeze cumva. Atâta doar când te duci, de exemplu, în China, bă, o să te înscarpim puțin în cap, că acolo e deja altă planetă. Știi care? Am observat și eu lucrul ăsta. Eu am observat, de pildă am stat de vorbă cu băieți și fete mai tineri decât mine, care credeau că în anii 90 încă a fost comunism. Și că de ce? Pentru că ei constatau că cei care au fost tineri în anii 90 au un tip de filozofie mai așa mai tranșantă, mai uh, cu accente misogine în uh, masculinitatea cu... toxica, așa, ma se spune masculinitate că... toxică, așa Masculinitatea toxică și au impresia că a și în anii 90 a fost tot un fel de comunism. Uh, eu cred, dacă mă întreb pe mine, că noi nu avem. Noi tre și noi trebuie să ne obișnuim cu tipul lor de poziție. Adică și noi trebuie să. poate că. Uh, poate că și noi trebuie să învățăm ceva din, 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 din tipul ăsta de poziție. Nu neapărat pentru a-l duce la excese. Da. Dar în orice caz, la nivel public, pentru că privat în mod, la viață, în ceea ce privește viața privată, poți să ai orice opinii și să-ți exprimi opiniile în felul în care uh, dorești. Uh, nu văd nicio problemă aici. Problema e de spațiu public. Mergem zilele astea cu metroul și am văzut uh, uh, o familie cu bebeluși în căruț. Uh, bebelușul nu avea mască. Uh, în rest, toți din metro aveam mască. Și nu ți-ascund că mi-am pus pentru o clipă această problemă. Băi, ăsta abia a apărut pe lume acum. Și are această imagine de toată lumea umblă cu mască pe față. Da, poate. Fimea fi, face poate, 16 îl, ani a acum. Nu va influența. Îmi aduc eu aminte cum eram eu la 16 ani. Uh, mă rog, fiind băiat era cred... Mi-era mai complicat, mi-era vremea aia, sau, mă rog, din anumite puncte de vedere. Băi, deci aveam niște gărgăuni în cap cât casa poporului. Uh, și aia era raportarea mea față de lume. Uh, 16 ani aveam în 1991, cred, așa. Uh, și mă uit și prin, încerc să văd lumea și prin ochii lui fimea și cum li se pare lor, deci în momentul în care odată ai vârsta de bebeluș, dar și de la 15-16 ani, încep să descoperi lumea, să fii atent la mai multe situații, contexte și așa mai departe. Și, repet, raportându-mă la cum vedem eu lumea atunci când aveam 16 ani, încerc să-mi dau seama cât mai limpede și cât mai clar cum se vede prin ochii ficămii. Băi, și mi se pare puțin... mi se pare puțin bizar, pentru că să te întâlnești cu contextul ăsta de pandemie globală, toată lumea să poarte măști, isterii, vaccinați, nevaccinați, eu cred că până la urmă se merge treaba asta cu vaccinații și nevaccinații odată că este întreținută și în primul rând cred că este întreținută de gândirea asta în ștampile, doi la mână, băi, mi se pare discriminatorie și să ajungi nu la nivel de stat neapărat, ci la nivel de relații interumane între prieteni, să ai în uh, permanență uh, un tip de isterie, băi, mi se pare total păgubos. Și, repet, mă gândesc la ăștia mici, băi, cum văd ei lumea? Cred că e destul de complicat și cum o să le fie lor de acum încolo? Uh, da, eu am studenți care au intrat la facultate atunci când a început pandemia, și care practic n-au mai ieșit, mai au puțin și termină facultatea. Deci și-au și -au și făcut facultatea, probabil că da, și-au terminat facultatea care e una dintre cele mai frumoase perioade din viață. <gântu> facultatea, când ești da, vorbim, mai da, liber. Corect, corect. Și să o faci în timpul pandemiei, să stai acasă da. cu părinții și să stai pe internet. așa. E trist, e foarte trist. Un lucru pe care l-am observat în lucrările pe care le, de seminar pe care le-am dat, uh, poți observa uh, sensibilitate, tipul de sensibilitate a studenților, a tinerilor. fa uh -huh. Fapt despre asta e vorba. Și ce am observat și ce am simțit eu, poate că nu e adevărat, dar eu pot să zic ce am simțit eu, ca un tip de sensibilitate, eu am zis că e ca și cum tot timpul ar fi noaptea într-un oraș luminat da? și ar fi tot timpul noaptea. Asta e ce am simțit eu din, din, din acele Da, eu obosită, știu ce spui, lipsa de soare. Da, lipsa de, de soare, de lumină. De vitamina da. D, fixat. Da, vitamina D, da. Deci, Viața uh... de vampir. Și eu am o fată, a mea mai mică, are 10 ani, și a... Știi exact ce zic. Da, că da te gândești, încerci să vezi cum se raportează ei și la are, stăzi. Deci are uh, diferențe mari. Adică, între. Și am învățat de la ea. Adică, am învățat despre. La un moment dat am fost doar eu cu ea la mare și am stat la masă și. mi-a povestit despre cei care au ce mai buni de pe YouTube mi făcut așa un fel de intro, m-a introdus în lumea. Universul, ori. da. Da, universul YouTube-ului. Cei mai buni vloggeri, care e pe primul loc, care e pe al doilea loc și așa mai departe. Lucru pe care eu abia n-aveam că știe. <laughs> Știam că <laughs> se pricepe la asta. <laughs> este o treabă periculoasă aici așa o să spun de ce. Am văzut transformarea lui Facebook în meta. Da. Și se merge foarte mult pe ceea ce se numește realitatea augmentată. Tu, practic, poți să-ți faci un profil într-o lume virtuală, care, este, care nu este lumea reală. Și dacă te uiți cu atenție la tipul nostru comportamental în pandemie, noi cel puțin trecut peste o vârstă la un moment dat, izolați în case, băi, simți nevoia de contact uman. mai treacă unul pe la mine, mai trec pe la tine. Hai Absolut. că... Ceea ce la ei s-ar putea să fie o, o... și cum să spun, care mi se pare... Nevoia să de contact uman mi se pare firească și sănătoasă pentru noi oamenii, pentru omenire în general. E, la ei, crescând la nivelul ăsta tehnologic și uh, având deja conturi pe Instagram, pe TikTok uh, și așa mai departe, poate să intre în realitatea asta augmentată și riscul... E să crede că e realitate. Să sigur. nu mai facă diferența. Păi diferența asta e din ce în ce mai... Uh, cum să Ceea ce eu, cred că ce duce în, la dezastru dacă mă întrebi. Din ce în ce mai clară, adică chiar și pentru noi. Adică dacă nu ești pe rețele, nu ești pe nu există. radio, nu există. Practic nu mai există. Dacă, deci și asta e o, și o chestiune care ține de narcisism, de... Uh, uh, dar e și o practică devenit o uh, uh, obligație. Deci, dacă vrei să existi, mai ales dacă lucrezi în anumite zone, cu suntem noi care lucrăm în zona de comunicare, media, cum să faci altfel da. Pe aceste rețele noi. Și ele structurează relațiile, restructurează relațiile sociale. În alt fel decât uh, o, o, o structurau mediul offline, ca să zicem așa, deci mediul fără internet, aveau un alt tip de structurare socială decât cel uh, online. După cum cel uh, al mediilor clasice era structurat altfel, decât mediul rural în care lumea se orienta să ducea la biserică duminică. Era alt tip de relații sociale. Relațiile sociale se schimbă în permanență, dar eu ce am observat, un lucru, cum mă duceam, mă mai duc din când în când, fiind aproape când merg la Suceava, mă plimb pe la Gura pe la mănăstirile din nordul Moldovei și ce am observat? Când stai mai mult timp deconectat de la aparate, <laughs> Așa. cum sună, da, așa e da. Uh, ți se mărește ego-ul ți se mărește uh, vii așa și te crezi un om pierdut în lumea asta mare, spui cine sunt eu în toată lumea asta uh, și crezi că ești, ești mic uh, o rețea o socială de-asta, Facebook are milioane, miliarde de ce de... ai la un moment dat impresia că acest avatar al tău de care te agăți este ceva important, e singurul lucru care îți dă valoare. Mm -hmm. Ori dacă stai... Puțin... Zici că e chip cioplit. Da, mm -hmm. da, da. Și dacă stai puțin singur, dacă te plimbi puțin, te uiți la munte, te uiți la verdele pădurii, te uiți la o mănăstire, te uiți la... Uh, uh, Culegi via. Culegi via. Și stai puțin doar, cu, doar tu cu tine sau doar în acest mediu eu, eu își revine la, la mărimea lui, ca să zicem așa, uh, naturală. Nu, nu, de fapt, nu e natural, dar își revine firească. Se, firească da, firească. Mm -hmm. Se redimensionează și atunci uh, devii la fel de important cât erai înainte, sau devii la fel de important cât este orice om într-o viață. Nu în raport cu o rețea de comunicare și îți dai seama că ești, tu existi cu adevărat, îți dai seama că ești o ființă care există cu adevărat și asta e foarte, un lucru foarte important. Iar acest exercițiu de, deconectare ar trebui să fie inclus în practicile educative ale face consumului China. de media. Îmi da. face China. da. Da, da, da. Trebuie să fie obligatoriu. Da, iată, am ajuns să mă raportez la China ca cum, cum, crezi că o să arată lucrurile astea peste... Știi, lumea nu mai arată cum mai era cu 20 de ani, deși nu. probabil în viața noastră de zi cu zi au fost din când în când niște schimbări, dar nu foarte mari, și nu mai arată cum arată cu 2 ani. Cum crezi că va arăta peste 5 ani? Din punct de vedere al relaționării interumane, din punct de vedere al Pandemia asta până la urmă se va duce sau nu? Din punct de vedere al, al situațiilor politice, din punct de vedere al controlului din ce în ce mai mare pe care văd că și uh, corporațiile, mai ales astea de tip social media și uh, cele medicale cresc în putere și probabil unii spun că o să impună un soi de tiranie. Eu nu știu cum vă arată, dar pot să spun că cel puțin pentru generația noastră, dacă nu chiar și pentru alte generații, strategia, cel pe care cred că e cea mai bună, este mici pe spații mici. Adică. Think locally? Da, da. Deci să, da. pentru că e o, evident o criză care nu e doar o criză a pandemiei, e o criză e o schimbare de paradigmă, o schimbare de paradigmă care încă nu s-a efectuat. Deci care nu s-a efectuat. Ea nu s -a, lucrurile nu s-au dus până la capăt Orici și în te, progress, să da. vedem un nou uh, început. Nu vedem așa ceva. Vedem un fel de apocalipsă. Deci eu oh, uh, de asta și suntem atât de atrași de prezent pentru că la sfârșit lucrurile se precipită. Și tot ce se întâmplă acum pare să fie de o importanță colosală, pentru că se întâmplă în orizontul unui, unui sfârșit. În situații normale, oamenii nu sunt atât de obsedați de politic, de media, de... Dar acum lumea e, e într-adevăr foarte interesată de tot ce se întâmplă. De, deci în am ajuns să, să, să mă încarc în ultimii ani cu o grămadă de termeni. Am aflat ce înseamnă sexomarxist, am aflat ce înseamnă astrazeneca, am aflat ce înseamnă molecula nu știu care, știi? Da, dar toate astea te și educă. Deci se transmite un alt mod de gândire, un alt mod de a fi, care nu e cel pe care l aveai cu 10-15 ani când erau alți termeni la, la modă. Da, absolut, da. <laughs> uh, și mai am această întrebare pentru tine. Uh, vorbeam înainte de emisiune și am constatat că tu cam miști în, hai să zicem, două românii. Ai România Bucureștiului, care are și asta câteva Românie ale ei, da? Și mai ai uh, România de Suceava un oraș da. de provincie. Eu sunt pasionat de orașele de provincie. Știi ce îmi place foarte mult? Liniștea aia de duminică după amiază sau de seara de după ora 8 în orașele de provincie mi se pare absolut cu ceritare, Nu știu dacă ai rezista prea mult, dar mi se pare absolut ceritare. E o chestie interesantă. Dar o, o să te dezamăgesc pentru că nu mai e, deci nici în Suceava. Poate în orașele mai mici decât Suceava, uh -huh. adică gen, nu știu, Pașcani, Huși, orașe și mai mici, târgurile moldovenești care au și acum acea cum să spun eu patina timpului, care ele au o experiență urbană mai veche și o vezi, dar o experiență urbană de provincie. În Suceava... E adevărat că lumea pe stradă, seara, nu prea, e, nu prea e multă lume pe stradă, dar nu este genul ăsta de, de uh -huh. sentiment pe care îl ai. E mai e, aproape de și așa, ca voi. E, e, e mai aproape Angoasant, așa. Deci nu e ceva foarte, foarte plăcut. E un lucru pe care îl simțeam și când eram tânăr, că eu sunt din Suceava. Uh -huh. uh, și mă plimbam pe stradă, și aveam sentimentul că viața ei e ceva ireal, așa, că viața ei Poză. și acum, dar în rest, ce avea un oraș foarte aglomerat, la fel de aglomerat ca București. Deci, în privința traficului, da, e rutier, da, de pildă. Mm -hmm. Nu e, nu are aceeași densitate de populație, dar e un oraș... Dar, voi, oamenilor, acolo cum e vis-a-vis -vis de tot ce se întâmplă? Mă rog, știu că am avut... Uh... În pandemie au fost în pandemie, mă rog, Acum un an au fost o mare problemă acolo cu. Da, dar după părerea mea au fost și, uh, a fost și exagerat, de mass media. Da. Da. Uh, Care, am înțeles că în real de fapt erau la vreo 10% Nu în a fost. Infectarea a fost și asta o, panicat și. A fost o problemă, dar uh, uh, efectul a fost efectul de mediatizare a fost foarte mare și a creat niște panică, panică și un comportament. Eu și acum sucevenii au uh, raportat la pandemie o traumă? Uh, da, deci există ceva pentru că sunt foarte atenți la asta. Noi și tot timpul spun noi, la noi nu mai există pandemie. sau noi la noi am, noi am scăzut foarte mult. Tot timpul vor să ți explice că că au gestionat. Că au gestionat lucrurile da. foarte bine. Da. Și asta vine din experiența pe care au avut-o la începutul pandemiei, când toată țara se uita la Suceava de parcă Lombardia României da, și spuneau că, vezi, doamne, că e un oraș de Moldova, rătăciți acolo, da, lumea e săracă, lucrurile nu sunt așa, oameni nu sunt așa de săraci în Suceava cum, cum se crede. <laughs> De altfel uh, nu numai în Suceava, că mai știi, multe știi ce întrebare mai am? Există această, uh, acest conflict între uh, Brăila și Galați, Uh, acest etern conflict între Arad și Timișoara uh, la Suceava vis-a-vis -vis de ea și Piatra Neamț, care Piatra Neamț a fost și în, uh, uh, și în uh, Imperiu și au au accentul mai jos decât Suceveni. Există uh, genul ăsta de competiție acolo? Suceava a fost în Imperiu. A fost și Suceava? Da, nu știu, da, da. că doar Piatra Neamț. Uh, există, există față de Botoșani un fel de de asta, de complex de superioritate. La Botoșelor se spune că țara pailor. pailor. Mm -hmm. În schimb, când Suceava, acum câțiva ani, nu avea niciun cinematograf, sucevenii se duceau la cinema la Botoșani. <laughs> asta e pe bune? Da. <laughs> da. <laughs> În realitate, și Botoșani e un oraș interesant. Are teatru, are filarmonic, e chiar un oraș interesant. Mm -hmm. Evident, față de Iași, Iași e un oraș mult mai mare. Iași, ca populație, este al doilea după București. Da, da e un oraș mult mai mare, dar există. Există și față de Iași. Ne-au ne luat capitala. Știi că mai întâi capitala a fost la Suceava și apoi uh -huh. a, la un moment dat a fost mutată capitala la Iași. Și Suceava a pierdut atunci. Așa cum Iași a pierdut când capitala a fost mutată la București dar uh, uh, există o, o anumită uh, asta cum să spun eu conf nu conflict mult spus conflict uh, uh, o râcă. O râcă, da, da, da. O râcă. Exact cum sunt. Și Vaslui, Vaslui, Galat galați, așa cum ai zis tu. Am înțeles, asta. Acest bâzdâc între. Da. Așa mai eu zis, sunt de suceava. Nu știu dacă e adevărat, dar asta m-a amuzat. Era o comparație răutăcioasă cu caracalul printre aceia care are un pasaj pietonal și cu o trecere de pieton pe deasupra. Un pasaj pietonal? Mm -hmm. Da, treci pe sub pământ, dar da. ai și pe deasupra trecere de pieton. <laughs> <laughs> dar nu știu dacă e adevărat, dar am citit că ar fi acolo. <laughs> nu știu, nu știu asta. <laughs> da. Băi, Arthur, mulțumesc că ai venit, a fost o plăcere. Și eu, și eu îți mulțumesc, și mie mi-a făcut plăcere să... Și uh, discuția cu tine, dar și radio, spuneam înainte de... E emisiune că mi-ar fi plăcut să vină studenții aici, să vadă vinilurile, să vadă în general cum se face un podcast și cum se face emisiune de radio. Mai avem de lucru. Asta e alt asta. element uh -huh. de, de, de norocit asta de pandemie care ne împiedică să facem și lucruri de genul ăsta care sunt normale. Dacă ai vreo idee vreodată să vii cu niște studenți aici, vorbim și facem și nu-i caut la nimeni de certificat verde aici suntem liber cu toți <laughs> și nu mor cai când vorbișonii <laughs> mersi că ai venit și eu îți mulțumesc Silviu Munteanu și prietenii săi podcast nu futilități!